Am câteva zile așa, niște frisoane, după care m-a ajutat vărul meu cu niște medicamente, practic niște perfuzii la clinică la el, vitamine, niște medicamente bune. Eu, dacă era vorba de el, am crezut tot ce mi-a spus, mai ales că medicii mi-au permis, cel puțin cardiologul mi-a permis tot ce mi-a dat el. Am făcut primul test, eram bine, nu mai aveam nimic, mi-a ieșit pozitiv și al doilea test. După care, al treilea, după două săptămâni. Iarăși pozitivă. Da. Uh-huh. Noi nu aveam nimic. Dar mai sunt rămășițe. În schimb, mi-am luat asta de anticorpi, sânge. Ok. Și am 90 anticorpi. Asta înseamnă că destui, stau foarte bine. Generat foarte bine. Media e de 40-50, eu am 90. Deci anticorpii mei au... sunt buni. Și, se zice că n-aș mai lua, dar eu mă oferesc întotdeauna. Asta vreau să vă întreb. Medicii v-au spus că n-ați mai lua cât timp? Dacă 3-4 luni, zic. Luni. Dar eu, dacă n-aveam distanța asta, îmi puneam masca. Dar având această distanță de aproape 3 metri... Uh-huh. Asta e cu teamă în perioada aia? Nu, nicio teamă. Ne-am infectat la bar, unde ne strângem noi acolo, neamurile, verii între noi. A venit un nepot și am luat toată lumea. Bine că rând, așa, și toți sunt sănătoși, fără Victor, probleme. Fratele a avut și Victor a avut? Și Victor și câțiva nepoți, câțiva veri de pe acolo. Numai Gigi n-a avut. Gigi și-a umblat fără mască, fără nimic.